intitulată Heritage of Past Future of the Community. Expoziția cuprinde lucrări de fotografie, cianotipie, pictură, grafică și artă digitală. Sunt realizate de artiștii români Andrada Damianovskaya, Corina Nani, René Renault, Seim Mashi, Sorin Scurtulescu și Ana Maria Soloși, alături de Sara Bjorg și Rebecca Ashley, reprezentând Islanda. În paralel, la Foen se desfășoară rezidența de artă stradală și peisagistică, unde artiștii români Analisa Radu și Flavius Roa, alături de artiștii artistul islandez Ulfur Logason decorează fațadele a trei clădiri reprezentative din comunitate, primăria, școala și grădinița. Din aceeași rezidență face parte și muralul artistei Corina Nani, Conacul Mocioni, între trecut și viitor, lucrare finalizată în luna martie pe peretele stației de autobuz din Foen. Organizarea rezidențelor artistice și cea a expoziției itinerate fac parte din activitățile de revitalizare a Conacului Mocioni, prin intermediul proiectului Reabilitarea, Refuncționalizarea și Revitalizarea a Conacului Mocion din FOEN Județul Timiș, finanțat prin grandurile SES 2014-2021, în cadrul programului Rocultura. Proiectul este implementat de Consiliul Județean Timiș. Expoziția poate fi vizitată până în 10 mai.